Salutare! Se spune că există boli care vin odată cu bătrânețea, că de vină ar fi uzura organismului și îmbătrânirea celulelor. Pe de altă parte, se spune că tot la 7 ani avem un corp nou, datorită faptului că celulele noastre se reînnoiesc continuu și cu toate acestea îmbătrânim. Dar nu despre cauzele îmbătrânirii aș dori să discutăm astăzi, ci despre cauzele îmbolnăvirilor ce survin odată cu îmbătrânirea. Noua medicină spune că toate bolile noastre, excluzând accidentele și otrăvirile, au cauze emoționale și survin în urma conflictelor noastre ce au la bază aceste cauze. Prin urmare, în acest context, nu poate fi vorba despre boli ale bătrâneții, ci mai degrabă despre boli care apar în urma trăirilor pe care le au oamenii atunci când înaintează în vârstă. Dacă a reușit să elimine din viața lor trăirile negative, datorate schimbărilor fizice și structurale prin care trec, oamenii ar putea ajunge la o vârstă înaintată cu o stare perfectă de sănătate. Aș dori să menționez aici un lucru interesant legat de viață. Chiar dacă ne-am născut bărbat ori femeie, fiecare din cei care ajung la bătrânețe avem șansa să experimentăm ambele laturi ale existenței. Femeile vor experimenta masculinitatea după menopauză, iar bărbații vor experimenta feminitatea după andropauză. Nu doar prin modificarea stărilor hormonale, dar și a trăirilor emoționale, comportamentelor, înțelegerii. Foarte multă lume se îmbolnăvește odată cu trecerea la cealaltă stare. Dar care este motivul real? Chiar dacă pare mai complex, făcându-se o grămadă de presupuneri și interpretări în jurul acestor situații, motivul este foarte simplu. Odată cu trecerea la cealaltă stare, conflictele rezultate din trăirile noastre din starea anterioară nu mai au relevanță și se rezolvă, iar multe simptome apar după rezolvarea problemelor, conflictelor noastre și cum încă se confundă simptomul cu boala în sine, aparent atunci ne îmbolnăvim, chiar dacă procesul poate a început în urmă cu 5-10 ani. Să luăm un caz concret. O femeie pe la 40-45 de ani, într-o relație defectuoasă, care nu se simte iubită, poate e chiar și înșelată de soțul ei și ar dori o apropiere, o mângâiere, dragoste, pe care nu le mai primește. Ea va trăi astfel câțiva ani, în riscul pierderii relației, timp în care ductele sânilor săi se vor afla într-o ulcerare continuă, lucru de multe ori trecut neobservabil, pentru că acest proces nu este însoțit de simptome vizibile ori durere. Apoi, să presupunem că intră la menopauză la 48 de ani, moment în care va trece printr-o modificare a stării hormonale, începând să se producă în corpul ei mai mulți hormoni bărbătești, lucru ce duce, cum am mai spus, la trăiri emoționale și comportamente mai masculine. Prin urmare, conflictul trăit timp de câțiva ani își pierde relevanța, iar femeia intră în vindecare, care va consta într-o inflamare a ductelor, diagnosticată uneori ca și carcinom mamar. Și totuși, chiar dacă nu e tocmai plăcută și e însoțită de dureri, este o simplă vindecare, care însă, dacă conflictul a fost foarte puternic ori foarte lung, nu va arăta chiar bine și va produce panică și frică și restul complicațiilor ce mai pot apărea. Dacă însă înțelegi aceste lucruri, vei putea urmări întregul proces din altă perspectivă. Ca să poți să eviți aceste situații, sfatul meu este să înveți să noți când încă ești în apă mică, să nu aștepți până vin valurile cele mari, adică bolile, care te vor dobori. Un studiu continuu al noii medicine, de exemplu, și o introspecție zilnică pot să te țină sănătos ori sănătoasă o viață întreagă. Să fim atenți la noi, să folosim starea de prezență
ca observator conștient al propriei vieți, e cel mai puternic instrument pe care îl avem la îndemână. Un alt caz similar este afecțiunea prostatei la bărbați. Prostata răspunde la conflicte de genul bărbăție cu exemple ca nu sunt suficient de bărbat, rivalizezi, ori mă cert cu femeia, ori îngrijorare pentru descendenți. Astfel, într-o stare hormonală normală, este mai dificil ca un bărbat să sufere acest conflict. Și tocmai de aceea, mulți bărbați, odată cu trecerea la andropauză, când li se schimbă starea hormonală, devenind mai feminini ca trăire și comportament, vor suferi acest tip de conflict și vor experimenta o creștere a dimensiunii prostatei, diagnosticată în unele cazuri ca și cancer. Pe lângă faptul că nu se mai simt bărbați potenți, mai contribuie și rivalizarea și certurile cu soția deja masculinizată după menopauză. Ori poate unii au fost chiar și părăsiți de partenere datorită lipsei masculinității. Al treilea caz ar fi cel al osteoporozei osoase, adică necrozarea uniformă a oaselor, care se zice că e specifică femeilor ce trec de 40 de ani. Dar oare de ce se întâmplă acest lucru? Datorită îmbătrânirii în sine, ori mai degrabă pentru că femeia începe să simtă neputință, autodevalorizare din 11 motive, pentru că își dramatizează situația, pentru că se apropie de menopauză. Câte gânduri negative legate de copii, relație, feminitate își face? Toate acestea îi vor întreține necrozarea oaselor. Partea bună în osteoporoză este că, fiind vorba de un proces lent de necrozare, dacă trece de aceste tipuri de trăiri și intră în vindecare, în perioada de refacere, femeia nu va mai avea dureri crâncene ca în cazul autodevalorizărilor profunde și localizate pe care le putem suferi oricând pe parcursul vieții și care pot duce la osteosarcoame. Ca soluție, așa cum am spus anterior, dacă suntem mai atenți la noi, la nevoile noastre, la emoțiile noastre, putem avea o bătrânețe frumoasă, în sănătate, în bucurie și fericire. Nu scrie nicăieri că trebuie să sfârșim în suferință. Când suferim, ne-o facem cu mâna noastră, fără să fim conștienți de asta. Totul în lume este în așa fel făcut încât să ne țină victime neputincioase, controlabile și manipulabile. Trebuie să înțelegem asta. Doar dacă observăm aceste lucruri în primă fază, putem schimba ceva în viața noastră. În cele două cursuri ale mele, cel de atitudine și cel NMG Baze, pe care le găsești pe paulcostea.com, există resursele necesare pentru schimbare și vindecare. Sunt două cursuri înregistrate pe care le poți parcurge în ritmul tău, bazate pe practică, ca rezultat a 10 ani de studiu și implementare continuă. Iar dacă ești din zona Suceava, ne putem vedea acolo personal. În ultimul weekend din luna martie voi fi acolo. Și nu uita să distribui videoul dacă ți-a plăcut. Îți mulțumesc!